Sunt Diana Gheorghe și bine ați venit pe canalul Aspire Teachers. Despre e-twinning poate ați auzit deja. Sunt mulți profesori care povestesc cu entuziasm despre această platformă cu proiecte europene. Eu sunt unul dintre ei. Am descoperit platforma întâmplător, acum 11 ani, și din curiozitate am explorat-o și am desfășurat primul proiect unde am observat că totul se derulează în TwinSpace. În acest clip vă fac un mic tur al acestui spațiu. Să știți că nu e complicat de folosit, chiar dacă nu cunoașteți limba engleză așa de bine. De fapt, se poate seta să aveți platforma în limba română pentru a vă ghida mai ușor. Dar mai întâi am să răspund la întrebarea ce este TwinSpace. Poate fi o sală de clasă virtuală, adică un loc unde elevii pot partaja fișiere și pot discuta în timp real folosind chat-ul sau asincron pe forum. Poate fi un spațiu virtual al proiectului, unde profesorii pot să planifice și să discute activitățile proiectului. Poate fi și un portofoliu, adică un spațiu de stocare pentru toată documentația proiectului. Toți partenerii au acces la acest portofoliu și pot avea astfel o strânsă și bună colaborare. Ce cuprinde TwinSpace? Spațiul virtual cuprinde următoarele secțiuni. Pagina de start, pagini, materiale, forumuri, reuniuni online și membri. La toată această structură se adaugă pagine create pe parcursul proiectului. În continuare, vom face o călătorie prin toate secțiunile și vom observa ce are specific fiecare. Și vom începe cu pagina de start. Aici putem selecta unul dintre TwinSpace-urile deja existente în contul nostru pe platforma eTwinning. Putem schimba temporar limba paginii, putem modifica profilul, putem primi notificări și putem colabora cu partenerii noștri prin intermediul cutiei poștale. În același timp, avem denumirea proiectului, imaginea, descrierea și jurnalul proiectului. În cazul nostru, proiectul s-a numit STEM Every Way That You Can. Este un proiect derulat cu elevii de clasa 4-a. Imaginea este rezultatul votării celui mai bun logo creat de elevi. În descrierea proiectului s-a menționat ce înseamnă STEM și s-au specificat ce competențe urmărim să le dezvoltăm copiilor pe parcursul derulării proiectului. Jurnalul proiectului este utilizat pentru a disemina noutățile din proiect. Și iată câteva exemple. În prima imagine, partenerii noștri dintr-o școală din Turcia au realizat un brainstorming în Word Wall răspunsând la întrebarea la ce se gândesc când au cuvântul STEM. A doua imagine a surprins un filmuleț când elevii prepară ciocolata. Iar ultima imagine avem prăjitura fericirii preparată de elevii mei în perioada pandemiei. O altă secțiune poartă numele de pagini. Pe parcursul proiectului se pot crea oricâte pagini dorim, conform planului realizat de partenerii implicați. Paginile odată create nu pot fi șterse, ci arhivate, deci le regăsim în secțiunea Arhivă. Paginile pot fi vizibile doar membrilor spațiului virtual. Pe pagini se pot adăuga, așa cum observăm și aici, imagini, putem avea fișiere, putem avea videoclipuri sau chiar și link-uri. Creonașul indică faptul că putem edita pagina deschisă. Dacă vrem să creăm o pagină, se deschide o nouă fereastră în care vom pune titlul paginii, dar dacă aceasta vrem să fie o subpagină a unei pagini deja create, vom selecta pagina unde dorim să se regăsească ea. O altă secțiune este cea a materialelor. Compartimentul materiale a fost conceput pentru păstrarea materialelor încărcate în TwinSpace și conține trei subcompartimente: imagini, videoclipuri și fișiere. Pentru o mai bună gestionare a lor, acestea sunt aranjate în directoare. Fiecare partener își creează propriul folder unde încarcă toate imaginile, respectiv videoclipurile, respectiv fișierele, așa cum observați și în această imagine. Un alt compartiment o reprezintă forumul. În prima pagină a forumului sunt prezentate toate forumurile din TwinSpace, precum și ultimele mesaje postate care sunt disponibile doar membrilor spațiului virtual.
În cazul de față, avem două fire de discuții cu 11 mesaje. Unul creat pentru a plănui o activitate ce ține de schimbările climatice și alta spre finalul derulării proiectului, unde elevii și-au exprimat părerea asupra activităților din proiect, adică este o evaluare din perspectiva elevului participant. Avem și un fir de discuție pe o anumită pagină din proiect, care cuprinde 8 mesaje. În compartimentul, acestea sunt firele de discuții, așa cum arată în TwinSpace. În compartimentul reuniuni online vom găsi chat-ul și evenimente live. Sesiunile de comunicare prin chat se înregistrează și această înregistrare se poate descărca timp de 3 luni. Instrumentul evenimente live oferă posibilitatea a profesorilor de a organiza videoconferințe și este disponibil numai profesorilor, nefiind vizibil în pagina elevilor. Așa arată camera de chat. Într-o parte sunt mesajele postate de către participanți, iar în cealaltă parte numele participanților și numărul lor. Un alt compartiment și ultimul este acela de membri. Membrii spațiului virtual e-twinning pot fi elevii, profesorii, părinții și vizitatorii. Aceștia au diferite drepturi. Profesorul administrator este cel care are drepturi depline și poate edita sau șterge orice conținut. În schimb, profesorul membru are doar unele drepturi de editare și își poate invita proprii elevi. Există și un elev administrator care are dreptul de coordonare a proiectului, dar există și elevi membri care participă la forum chat și videoconferințe. Vizitatorii pot fi părinții și au numai drepturi de vizualizare, pot răspunde la postări pe forum și pot edita paginile unde au fost specificate drepturi pentru vizitatori. Acestea sunt secțiunile TwinSpace-ului și aș mai menționa faptul că o persoană din afara spațiului e-twinning are nevoie să se autentifice pentru a-l accesa. În schimb, articolele postate în jurnal sunt vizibile oricui prin intermediul spațiului virtual. Am multe povești să vă spun și vreau să știu ce v-ar interesa. Lăsați un comentariu sau o sugestie despre ce v-ar ajuta să descoperiți pe platforma e-twinning sau orice alte întrebări aveți. Împreună cu colegii mei vom încerca să răspundem cât mai bine. Eu am fost Diana, dacă v-a plăcut, dați un like, un share și abonați-vă la canalul nostru. Hai să adunăm cele mai bune practici și să arătăm celor care intră azi în învățământ de ce am ales cea mai provocatoare meserie din lume. Mulțumesc!